Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Ion Țiriac, care ce mai face domnul Țiriac? A, uite, are 82 de anișori și are mulți înainte. De preocupări de-astea. Dânsul cere ca insistent, vehement, ca vaccinul împotriva COVID-19 să devină obligatoriu. Și am zis că este un moment care ne permite o anumită discuție. Uh-huh. Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, domnul Țiriac zice, eu, adică dânsul, nu eu, el. Eu, zice, aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți să facă vaccinul. Cum ar fi fost Ion Țiriac dacă ar fi fost el dictator? Mă gândesc. S-ar fi trezit dimineața, ar fi dat lege prin care se întâmple lucruri sau să nu se întâmple lucruri. Bun, deci domnul Țiriac zice asta. Foarte simplu. Dacă refuzi dumitale să-ți faci vaccinul... Eu îl iubesc că vorbește cu dumitale. Da, dumitale, da. Și dumneata și dumitale. Dacă refuzi dumitale, dar nu știu dacă zice dumitale corect, dacă refuzi dumneata, nu știu dacă treabă. Dumitale. Dacă refuzi dumitale să-ți faci vaccinul, nu e doar treaba ta, e și treaba mea, că îmi dai mie pandemia. Deci domnul Țiriac nu vrea să ia pandemia. Nu vreau. El vrea să ia numai ce ia el și la prețuri bune, nu așa, ia pandemie de la oricine. Dacă ai lepră, zice domnul Țiriac, nu te lasă nimeni să umbli pe stradă. Asta mai e nevul mediu, acum nu mai știu care mai e situația cu lepra, dar știu că sunt o grămadă de lepre în jurul nostru, deci asta că nu-ți dă voie să umbli pe stradă, mă îndoiesc. E exact ca și cum ai avea o armă ascunsă cu care omori pe cineva, zice domnul Țiriac, ceea ce în sine nu e chiar așa departe de adevăr, dacă faci conștient asta, adică dacă ești infectat și ieși pe stradă și... Și strănuți pe lume? Strănuți pe lume, da, este o armă, în mod evident. După care dânsul continuă. E o chemare și o datorie a fiecărui cetățean să se vaccineze, cum ar veni, în special că e gratis. A, asta era, mă. Și aici m-am oprit, asta ne-a atras atenția. Băi, deci nu ne dați nouă pandemie, mergeți și vaccinați-vă, mai ales că este gratis, mă înțelegeți? Deci domnul Țiriac, care este recunoscut, că are 10 arici în fiecare buzunar, el asta spune, bă, dacă e gratis, e jignitor să nu iei. Cum da. Adică? Da, vezi, cu, vezi cum domnul Țiriac dă lucruri gratis când nu le dă de la el? Da. Observi, adică ar da. Fi obligat prin lege da. Ca toată lumea să fie vaccinată, că e gratis. Dacă e gratis. Mergeți și luați, e gratis. Cum să nu luați dacă e gratis? Și cred că domnul Țiriac, dacă că s-a vaccinat, dânsul a avut COVID, s-a vaccinat imediat după aia, când a devenit disponibil, a zis, mamă, dacă e gratis, mă duc să iau și eu, ce contează, că am avut COVID, nu contează, dar sunt convins că n-a făcut Johnson & Johnson. Că la ala la gratis primești doar o doză. Da. În timp ce la toate celelalte iei câte două. Suntem cam bancul respectiv cu domnul care voia să cumpere pălării și când a aflat că sunt gratis, a vrut două. O fi dat cu AstraZeneca, e și perioada mai mare, știi? Adică te întinzi mai mult. Cred că da. Acolo a mers. Uite ce zice domnul. Ar fi trebuit, spune domnul Țiriac, să se facă un pașaport european, dacă tot fac teste la fiecare săptămână, ca să plec într-un loc sau să plec în altul, zice domnul Țiriac. Că eu trebuie să voiajez. Pe asta e. După ce cum spune, eu trebuie să voiajez. Îți dai seama câți bani dădea pe PCR-uri? Că după aia, la nenorocit. Auzi, dar și piloții sunt testați? El e de... pilot. Pe asta zic. El e pilot, asta spun. Deci, practic, e așa e cu avioanele, ca la mașini. Dacă lași mașina mult timp în parcare, se strică, să așa cu avionul. Trebuie să-l zbori din când în când și domnul Țiriac a zis, o face economii, nu-și permite pilot, care are 5 avioane și piloții au salarii mari și ca atare pilotează dânsul să mai facă o economie. Sunt curios dacă puneți GPL-ul la avioanele alea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.